găsit, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E cod roșu la guvern. Nimeni nu se aștepta ca astăzi zeci de mii de profesori să fie în stradă și în București și în alte mari orașe. Lumea i-a aplaudat și, atenție, politicienii care au interacționat într-un fel cu acești profesori nemulțumiți au fost huiduiți. Vedem imediat toate imaginile. O să vedeți, de fapt, ce este într-un sistem care ar trebui să conducă practic la dezvoltarea României. Și citesc exact ce au scandat cei mai mulți profesori: fără educație moare orice nație. Venim cu toate detaliile, pentru că, doamnelor și domnilor, în acest cod roșu la guvern seamănă rotativa. Știți că ieri discutam aici de ce nu-și dă premierul demisia și doar își depune mandatul, când pe Constituție procedura nu există, ce se ascunde în spate? E bine, astăzi și președintele a confirmat că această rotativă se amână, nu știm când. Vedem ce se întâmplă și o să vă spun și, sau să vă vorbesc despre ordinul reziștilor pentru arestarea unor protestatari, iar un reputat profesor în economie aruncă bomba apropo de acest document numit PNRR, ei bine, ar duce la desfințarea pensiilor. O să vă arăt exact despre ce este vorba, dar îi prezint pe invitați Adrian Negrescu, economist, de asemenea Alice Drăghici, avocat, Mario Demețo, Partidul Național Liberal, și Cosmin Dorobanțu din partea unor sindicate, cele din penitenciare. Haideți să vedem filmul zilei, pentru că așa cum puteți vedea acolo, colegii mei stau cu o cameră pe intrarea în guvern, întrucât este așteptat premierul Ciucă într-o ședință în această seară sau poate în această noapte. Mămăliga a explodat și se caută soluții. Două reprezentante din zona educației vă vor explica, de exemplu, ce se întâmplă într-o creșe, cu cât sunt plătiți oamenii de acolo și cum au grijă de 10, 20, 30 de copii între 1 și 2 ani și jumătate. Dar mai întâi imaginile zilei. O să vedeți că de fapt au avut mai multe români. Urmăriți exact imaginile. Când vom fi satisfăcuți de oferta și nu de firmiturile aruncate de guvern. Este o ofertă jignitoare. Este o dovadă a faptului că guvernul a luat în glumă ceea ce noi am cerut. Nimeni nu ne poate determina să facem jocurile Rusiei sau ale altei țări. Ne facem jocurile noastre, sunt impresionat, chiar mi-au dat lacrimile, văzând în ce situație am ajuns, urmarea faptului că de 30 și ceva de ani educația nu e luată în seamă. Refuz orice idee că aici ar putea să fie prezente persoane care să ne manevreze. Ceea ce văd eu aici pare mai degrabă un început de mică revoluție, dacă nu greșesc, pentru că lumea pare că nu mai suportă sărăcia și umilirea. De 30 de ani lucrez în învățământ, sunt plătită cu indemnizația alocată de statul român pentru doi deținuți. Păstrează
să întâlnim președintele. Am înțeles, dar un liceu, nu e grevă aici, la Lazăr? Este, dar noastră nu sunteți la grevă. Sunt cu ele. Eu nu am venit aici politică, am venit împreună cu clasa mea să îi întâlnim pe președinte. Hello! I'm Stefan Gebaile. Ne ridicăm? Ok, gata. Transparent. Hai să nu călcăm trandafirii, făcat de muncă. Am fost coleg. Vă rugăm frumos. Vrem să priviți totul cu foarte mare seriozitate, pentru că nu este inclusiv... Nu putem fi altfel. Da. E înălțare. Deci nu e vorba numai de salarizare. Știu. Să ne gândim la sistemul de învățământ și la viitor. De fapt, asta cred că sunt imaginile zilei, doamnelor și domnilor, protestatarii, profesori trecând pe bulevardele din capitală. Lumea i-a aplaudat. Așa cum ați văzut, liderii momentului care trebuiau să găsească soluții, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au fost huiduiți, unul la Cluj, celălalt la Buzău, participând la niște chestiuni oficiale care nu aveau absolut nicio legătură cu această grevă, acest cod roșu pentru Guvernul României și, practic, pentru viitoarea generație a acestei țări. Merg mai întâi în această seară la doamnele Stat Elena, profesoară de istorie, și Corina Moise, care lucrează într-o creșe. Încep cu doamna Moise, pentru că știu că mi-a povestit astăzi că multe dintre colegele domniei sale au demisionat sau urmează să demisioneze, că au bani puțini. Dar înainte aș vrea să ne spuneți, doamna Moise, cam de câți copii între 1 și 3 ani aveți așa grijă pe zi, ca să înțeleagă, și pentru câți bani? Bună seara! Bine v-am găsit! Eu sunt educator puericultor într-o creșă preluată de curând, adică în septembrie anul trecut, de Ministerul Educației. Avem 79 de copii înscriși, frecventează zilnic în jur de 65 de copii și au vârste cuprinse acum de la 1 către 3 ani. Și dumneavoastră și colegele dumneavoastră, cu cât vă duceți? Mică. Cu cât vă duceți acasă? Cu cât, deci, educatorii, personalul didactic, în jur de 3.000, plus minus 100, 2, 3, în funcție de lună, așa, vacanțe, concediile de odihnă, când este, afectează. În perioada vacanțelor noi luăm concediu de odihnă și automat scad salariile. Așa, și îngrijitoarele de copii, precizez, pentru că au fost asimilate femeilor de serviciu, pentru că în creșele preluate nu există pe grila de salarizare, pe organigram, funcția de îngrijitor copii. Ele sunt asimilate femeilor de serviciu și au între 1800 și 2100 de lei în funcție de vechime. Și ce le transmiteți celor de la Palatul Victoria? Noi avem lipsă de personal. Da, pentru că și-a dat demisia. Cu banii ăștia te angajezi la orice hipermarket din România, chiar pentru mai mult. Ce le transmiteți? Ce transmiteți domnului Ciucă, care înțeleg că va ajunge vreo jumătate de oră?
Da, îl invit să vină la noi la creșă într-o zi oarecare, când dorește, fără a anunța, fără nimic, să stea de dimineața până seara în creșă și apoi să stabilească ce salarii merităm fiecare, în funcție de ce facem noi acolo. Da, ați fost la protest astăzi, la fel ca și doamna State Elena, profesor de istorie. Bună seara, doamna State. Mesajul dumneavoastră, pentru că înțeleg de la colegii mei că într-o jumătate de oră domnul Ciucă se întoarce rapid de la Cluj. N-am înțeles de ce s-a dus acolo să se vadă cu domnul Boc. Avea acest cod roșu la guvern, dar se întoarce ca să găsească soluții. Ce-i transmiteți? În primul rând îi transmitem faptul că negocierile au fost extrem de jignitoare. Mai precis, nu negocierile, cât ceea ce au spus ei că pot să ofere salariaților din învățământ. Este o bătaie de joc, acum fără niciun fel de ascunziși printre degete. Nu suntem asistați social. Noi avem nevoie, la fel ca oricare alt angajat al țării, de bani pentru a plăti în magazine, pentru a ne plăti ratele, pentru a ne întreține familiile și așa mai departe. Acum, să fim serioși, ceea ce ni s-a oferit este foarte puțin. Și ca să fiu... Ideea aceea de a vă da două vouchere pe an, cum vi s-a părut? Repet, jignitoare. Mai ales că sunt date din fonduri europene. Și educația deci, a României, nu? În niciun caz nu este vorba de salarii. Poftiți? Evident că educația este a României și de fapt asta e viitorul României, nu? Ar trebui din banii noștri, dar mai ales că plătim taxe și impozite. Exact. Educația este a României. Educația este a României și în curând, în ritmul în care continuă guvernanții, educația va dispărea probabil în maxim 10 ani, pentru că nu mai sunt cadre didactice care să vină, nu mai sunt tineri care să vină în sistem datorită, în primul rând, salariilor, în al doilea rând, condițiilor, în al treilea rând, legislației care se schimbă de pe zi pe alta, punând atât părinții cât și copiii și profesorii în situații care mai de care mai deosebite, pentru că suntem pregătiți pentru un anumit lucru la începutul anului, iar la sfârșitul anului se cer alte lucruri prin modificarea acestei legislații, fără să fim consultați și fără să se țină cont de faptul că într-un an școlar nu se fac astfel de lucruri. Adică sunt lucruri elementare pe care orice persoană trebuie să le știe, mai ales aflată în conducere. O ultimă întrebare pentru doamna Moise. Dacă sunteți mulțumită, doamnă, de modul cum au negociat liderii de sindicat pentru dumneavoastră sau dacă sunteți mulțumită că abia acum, după 18 ani în care practic nu s-a mai făcut nicio grevă, niciun protest masiv, vi se aude vocea pentru că este jignitor, mai ales într-o creșe. Toți aveți copii acasă, e complicat să te ocupi de 2-3 copii mici, dar imaginați-vă că niște doamne cu salarii cuprinse între 1800 de lei și 3000 de lei în mână se ocupă zilnic de 20-30 de copii mici între 1 și 3 ani deodată. Gândiți-vă ce responsabilitate. Asta e întrebarea mea, dacă sunteți mulțumită de modul cum s-a negociat. Mai mult de atât, nu avem rechizite, nu avem infrastructură, nu avem materiale didactice adecvate vârstei lor, trebuie totdeauna să improvizăm, facem chetă între noi colegele, mai apelăm uneori și la părinți și împrumutăm jucării de acasă de la ei și material didactic pentru diverse activități și asta este. Bine că s-au mișcat în cele din urmă treburile, sper să se rezolve și să se obțină acel 6% din PIB, acei bani pe care i-au promis și văd că îi dirijează în altă parte. Diferența se duce pe armament, în loc să se investească în copii care sunt viitorul țării până la urmă.
Adică da, să se gândească că acești copii care acum au un an, doi, trei, o să aibă grijă de ei la bătrânețe. Și cum, știți cum e, cu ce monedă plătești, cu aceea se va răspunde. Din păcate, asta e trista realitatea acestei țări. De fapt, viitorul nostru... Nu mai spun că în creșă avem și copii cu CES. Deci, în afară de copii, că avem mulți copii la grupe, sunt și cu CES, au cerințe educaționale speciale, nu avem psiholog în creșă, nu avem logoped, nu avem... Avem nevoie de personal specializat care să ne ajute să gestionăm situațiile de la grupe. Pentru că sunt cazuri și cazuri și asta e situația. Noi încercăm să ne descurcăm cum putem și să facem tot ce depinde de noi ca să fie bine și copiii să se dezvolte la nivelul lor, la potențialul lor maxim. Însă nu prea putem să facem din nimic bici. Știți că are o vorbă română, să mai și trosnească. Da. Și ăștia sunt copiii românilor. Asta. Alice Drăghici, da, știu că ești mamă, ai copii mari. Gândește-te să te ocupi de 30 de copii odată, copii care ar trebui să dezvolte normal, pentru care statul nu-ți dă niciun fel de recuzită, și să te plătească statul între 1800 și 3000 de lei și să-ți spună trei miniștri la unison de o săptămână: domne, da, așa s-a negociat în PNR. Da, eu cu doi simțeam că dau în primire, pentru că unde e mai mult de unul se îndeamnă numai la rele. Nu vreau să mă gândesc ce înseamnă câțiva zeci de copii la un loc. Deci noi nu mai avem nimic în țara asta, da? Noi nu mai avem agricultură, noi nu mai avem industrie, noi nu mai avem servicii, noi nu mai avem sănătate, sistem de sănătate, noi nu mai avem sistem de educație. Mai are ceva România? Sistemul de educație din România era fanion. Deci noi am dat Europei și lumii niște oameni care oriunde s-au dus au fost primiți cu brațele deschise. Medici, și avem în ingineri, cei mai mulți olimpici internaționali, deci, la numărul de locuitori raportat. Exact, da, deci noi am avut un sistem de învățământ performant care a dat lumii încă o dată, poate chiar savanți, genii. Ca acei copii ai unor români normali sunt ținuți 30 într-o grupă cu o doamnă care primește 1800 de lei pe lună și asimilată cu femeia de serviciu. Știe domnul Ciucă, știe domnul Ciolacu, știe președintele României. Astăzi, deși e sărbătoare, a fost o zi cruntă pentru România, iar cei trei politicieni, pe bune, nu aveau de ce să iasă din casă. Deci trebuiau să stea oriunde la ei acasă, ascunși într-un birou. Cum să ieși pe stradă? Ai zeci de mii de oameni cu revendicări atât susținut de legitime. De, da? Atât de aplaudați legitime. De populație. Nu, 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 să aduci copiii să-i cânte președintele. Să incredibil, ca pe vremea lui Ceaușescu. Asta se pregătesc oamenii ăștia din ANP, care și ei sunt cam tot pe acolo, da? Se pregătesc oamenii din sistemul de sănătate. Infirmieri, asistenți medicali, personal auxiliar, să zicem, da? Registrator, ce mai sunt ei, care tot așa sunt la limita supraviețuirii și noi sărbătorim ziua eroilor. Păi eroi suntem toți, fraților, că trăim în continuare în țara asta și vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Nu trebuiau să se ducă nicăieri, să se uite la televizor, să vadă eroii. Oamenii ăștia abia sunt acum, eroi. Pe, da? Acea poartă unde colegii mei sunt cu toate camerele, va veni în fine de la Cluj domnul Ciucă. Nu știm dacă să va demisi. Nu știu ce să spună, dar vreau să vă arăt așa, că în ultimele patru zile i s-a spus: domne, PNRR-ul nu ne permite pe PNRR-ul să majorăm niciun salariu. Greșit? Ca să nu spun mincinos. Ce-i Constituție? Colegul meu, Marius Gârlașiu, un jurnalist foarte bun, s-a documentat. Câte salarii s-au mărit numai în ultimele trei luni aici în România, în sistemul de stat? Marius, bun găsit, te ascultăm. Este emblematic ceea ce s-a întâmplat aseară la negocierile purtate la sediul sindicatului FSLI, acolo unde din partea guvernului a venit o delegație formată din mai mulți miniștri. A fost acolo și secretarul general al guvernului, Marian Neacșu, cel care le-a spus liderilor de sindicat din educație că guvernul României nu poate acorda majorări de salarii pentru profesori și a invocat aici Planul Național de Redresare și Reziliență. Spunea Marian Neacșu
că guvernul este împiedicat chiar de reformele din PNRR să acorde majorările de salarii cerute de profesori. Nimic mai fals, pentru că, în realitate, Planul Național de Redresare și Reziliență nu blochează și nu împiedică astfel de majorări de salarii. Nu există nicio condiție în Planul Național de Redresare și Reziliență prin care guvernul să fie împiedicat să acorde majorări de salarii. Avem și dovezi în acest sens, faptul că de la începutul anului și până acum, actuala coaliție de guvernare a majorat salariile și sporurile mai multor categorii de bugetare. A făcut asta fie prin ordonanțe de urgență adoptate de guvern, fie prin legi în Parlament. Prima mare majorare acordată de actuala coaliție de guvernare s-a întâmplat în luna februarie, după ce Curtea Constituțională a dat undă verde unei legi prin care salariile primarilor și șefilor de consilii județene din România au crescut cu sume brute între 1.000 și 2.000 de lei, ceea ce evident a dus la majorarea salariilor în tot sistemul administrativ locale, pentru că, evident, potrivit legii, salariile angajaților din administrația locală sunt legate de salariul viceprimarului sau, după caz, al vicepreședintelui de Consiliu Județean. S-a întâmplat asta în luna februarie. Au crescut salariile tuturor angajaților din administrația locală. Ulterior, în luna martie, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență, atenție, prin care sporurile bugetarilor care lucrează cu fonduri europene au crescut cu procente între 10 și 50%. Mai exact, orice bugetar, orice angajat al statului din administrația centrală sau locală care se implică în proiecte cu fonduri europene a primit prin această ordonanță de urgență un spor la salariu între 10 și 50%. Și n-a fost doar atât, pentru că ulterior, în luna martie, Parlamentul României, actuala coaliție de guvernare, a votat o lege prin care toți angajații Agenției Naționale de Integritate au primit un spor de stres, așa numitul spor de solicitare neuropsihică, de 25% printr-o lege votată în Parlament. A fost contestată de opoziție la Curtea Constituțională și a picat această lege. Să mai spunem că magistrații în luna aprilie și-au majorat retroactiv salariile cu 25% și au cerut restanțele pe ultimii 5 ani, după care zilele trecute în Parlament s-a votat o lege prin care toți angajații administrației Fondului pentru Mediu au beneficiat de salarii majorate cu până la 50%. Da, asta este realitatea în fapt, domnule Negrescu. Cum vi s-au părut cei trei politicieni de astăzi, care au fost la alte acțiuni oficiale, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și președintele în funcție, Klaus Iohannis? Cred că definitoriu este poziția președintelui Iohannis, care a fost întâmpinat de niște copii care i-au cântat o lume minunată în care vom trăi, da? Dar și nu România, domnule. Probabil nu România. Și știți un lucru interesant? Știți că președintele Iohannis are postul blocat la acel liceu, pentru că poate se întoarce la un moment dat acolo și n-are niciun fel de problemă din această perspectivă. E incredibil ca în ziua în care ai oamenii ăștia în stadă, tu să pui niște copii, zeci de mii. Da, să pui niște copii să-ți cânte ca pe vremea lui Ceaușescu. Doar doamna Dăncilă mai făcea chestia, să mai știți că făceau copii, îți dădeau peste cap în fața ei. La nivelul ăsta am ajuns. Și, adică, și mai multe dintre l-am văzut la negocierile de aseară pe Marian Neacșu, da? Vorbindu-ne despre aceste vouchere, bine că nu au zis că fac o tombolă pentru acești salarii sau să le dea niște loz în plic de răzuiți. Poate cine știe, au noroc cu unul dintre ei să câștige mai mult și să trăiască în condițiile în care statul, să nu uităm, în ultimul an, le-a tăiat salariile tuturor românilor prin inflația pe care a indus-o, mai ales în zona asta de energie și gaze. Deci nu mergi cu mesaje de genul ăsta, te duci și vii cu variante concrete. Uite, vă propunem 10%, 20%, 50%. Uite, venim cu cifre în fața voastră și ca în orice negociere care implică s-au dialogul social. S-au trimis la fiecare caz în parte, pentru că, repet, cazul de la creșe. Acolo da, este cea mai delicată situație. Am doi copii și știu cât de greu e să crești doi copii mici. Ei, gândiți-vă că acea doamnă care a vorbit cu noi în această seară pleacă acasă cu 3.000 de lei și are grijă de 20-30 de copii între un an și 3 ani zilnic. Unii ne-a spus și cu probleme. Și cam cât de motivată este doamna aceea, știind că se duce acasă și pune doar 3.000 de lei pe lună. Știți ce mi-a spus? Astăzi a fost la meeting, mi-a spus, doamna Crețurescu, eu nu pot, trebuie să ajung pe undeva la periferia Bucureștiului, pe centura de lângă militar, dar mă duc cu autobuzul, că eu n-am mașină. Și eu am fost jenată să zic, doamna, dar trebuie să vă întoarceți acolo la guvern, că acolo e echipa noastră. Doamna Crețurescu, eu mă duc la creșe, fac actele, pentru că eu trebuie să semnez în fiecare zi niște acte și vă promit că iau mașina din nou. Deci știți cât de jenată am vrut să
să-mi trimit colegii să o ia cu mașina de pe... Gândiți-vă că doamna asta are grijă de acest copil și nu are bani să-și ia un taxi. Dar știți care e chestia cu voucherile astea? Apropo, dacă sunt din fonduri europene, că vă spun că sunt manager de fonduri europene, banii au destinație fixă, nu pot fi cheltuiți oricum de către beneficiari. Deci e o falsă propunere, pentru că banii din fondurile europene nu pot fi cheltuiți decât pe rechizite sau pe achiziții care au legătură cu activitatea profesională, nu pe altceva. Oamenii nu pot să-și cumpără pâine. Și pe fondul acesta înțelegem că se amână puțin rotativa, ne-a spus-o președintele Iohannis după ce a încheiat acea întâlnire cu președintele Germaniei. De altfel, încă de ieri premierul în funcție, domnul Nicolae Ciucă, atunci când a fost direct întrebat de către jurnaliști, nu a spus că și-ar da mâine demisia, ci că și-ar depune mandatul, și-a mai explicat cu mai mulți juriști aseară că această depunere de mandat, cel puțin în drept, nu echivalează cu o demisie. Să revedem declarația, după care reprezentantul PNL ne va explica ce se întâmplă. Dați-vă la demisia, domnule premier, pe data de 26? Dacă am zis că îmi depun mandatul, Da, ce e povestea asta cu depunerea mandatului? Pentru că ieri domnul președinte spunea rotativa va merge sticlă. Astăzi a spus că e posibil să se amâne. E posibil să se amâne în lumina protestelor care au luat o amploare extraordinară. Eu sunt de acord că profesorii sunt mult plătiți sub ceea ce ar trebui să fie și este greu, noi vorbim în România, avem cuvântul ăsta romanțat de dascăl și vorbim că profesorii ar trebui să fie dascăl, dar e greu să fii generos cu sufletul tău față de copii când tu îți pui întrebări cu ce ajungi acasă sau ce le dai propriilor copii să mănânce. V-ați descurcat pe lună cu 1800 de lei, domnule Demețu? Mi-ar fi extrem de greu. Știți că colegii dumneavoastră și-au mărit indemnizația de parlamentar cu 1500 de euro. Sunt de acord că anul ăsta, când era PNRR în funcție pe care îl invoca domnul Neacșu aseară, da, și-au mărit cu 1500 de euro suma aia forfetară. În 2012 eram președintele Uniunii Editorilor din România și la o întâlnire a tuturor directorilor de liceu din București, de față erau actualul ministru de atunci Pricopie și doamna Ecaterina Dar ce se va întâmpla cu rotativa asta? Ce știți de la? Doar o secundă să termin. Și spuneau că sunt salariile foarte mici. Din 2012 erau salariile, se știe de problema asta. E frumos toți să plângem pe umerii lor și să-i ignora și până acum. Dar toți ministrii educației ar trebui luați și întrebați de ce n-au crescut. Corect. Toți premierii din ce 2012 ce face domnul Ciucă în seara asta, că suntem cu ochii acolo din, pe... Din informațiile pe care le am cele mai recente, sunt că rotativa ar trebui, rotația asta ar trebui să-și va depune mandatul mâine? Așa, acesta este ultimul plan pe care ce știu. Ce rost are dar, toată circoteca asta? Discuția, decizia ce finală... Ce rost are această depunere de mandat, preluare de mandat, ia mandatul Ciucă, îl duce lui Ciolacu, ce rost are? Ce câștigă această țară și acești oameni care sunt în stradă și cei care vor veni să li se alăture, Cosmin, da? Ce rost are toată circoteca asta și tot baletul ăsta? Ce aduce în plus acestei românii nefericite că se învârtesc unul cu celălalt? Vreau să știu și eu, sunt un cetățean. Da, ce rost are această rotație? Rotativă, brocadă, sticlă, bec. Ce rost are? Vreau să înțeleg și eu, să mi se explice și mie, aceleași partide, aceiași oameni, aceleași politici publice, zero. Ce rost are? Același buget găurit? Ca toate părțile. Ca unul să se cheme prim-ministru și celălalt să cedeze titlul de prim-ministru. Deci așa, dacă este bătaia pe ciolane, doamna Crețulescu. Nu interesează de profesor, nu interesează nici cât negru sub unghie. Credeți-mă, își depune mandatul sau cum să nu își depune demisia, pentru că guvernul care este demis... Da, dar vedeți că nu echivalează și în drept înseamnă altceva, în Constituție nu există povestea asta. Cineva dă 2 lei pe legea din România. Dar ce înseamnă depunerea mandatului, domnule Demețu? Depunerea mandatului este o chestiune opțională pentru președinte. Adică nu e ca și cum îmi dau demisia ca act unilateral, bonjur și la revedere. Dacă îmi depun mandatul, și a dat-o frumos domnul Ciucă, cine l-a fi învățat, dar nu l-a învățat rău măcar aici, și a zis, nu, domne, mie mi-a încredințat președintele mandatul și eu îi pun înapoi pe masă. Ce înseamnă că președinte. Da. Ce înseamnă că președintele poate să-i spună, ok, am luat act de depunerea mandatului, vă rog să continuați.
Și cu întârzierea, adică continuă tot domnul Ciucă. De fapt, aici e șmecheria, spuneți? Dar să rămână în continuare, nu asta e problema țării, Ciucă, Ciolacu, să meargă lucrurile, să se urnească cumva căruța asta. Problema, doamna, da, nu înțelegeți că nu scăpăm de ei, adică ori unul, ori altul e același. Bun, haideți să vă mai arăt ceva apropo de proteste. Sunt convinsă că inclusiv pe liderii de sindicat i-a surprins această ieșire în stradă și mai ales faptul că oamenii care aveau copii la școală i-au aplaudat pe profesorii protestatari. Și merg acum, o să merg la Codruța Cerva, care știți că erau așa printre puținii protestatari din pandemie, când și atunci s-au întâmplat foarte multe abuzuri. O să revedem imaginile de atunci, după care o să aflați ce a pățit dânsa, și anume că poate ajunge la pușcărie. De ce vă explică imediat, dar să revedem imaginile. Da, doamna Cerva, două acțiuni, să spuneți, de protest. Ați avut una pe posibila fraudare de la sectorul 1, pentru că nu știm dacă a fost și fraudare, întrucât dosarul nu s-a rezolvat, și pe acel moment din pandemie, când a fost, spuneți dumneavoastră, și ați adus și probe, dar, mă rog, justiția de la noi nu s-a pronunțat sub nicio formă, nici măcar nu s-a trimis dosarul în instanță, și mai a fost momentul acela când Vlad Voiculescu cumpăra cu ghiotura milioane de doze de vaccin pentru țara asta și ați protestat acolo în fața Ministerului Sănătății și înțeleg că atunci erați martor și deodată zilele trecute v-ați transformat în inculpată, nu? Adică în infractoare. Suspect inculpat. Suspect infractoare, inculpat. Penală. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație, doamna Crețulescu. Eu aș vrea să subliniez faptul și românii să înțeleagă foarte clar faptul că în țara asta, dacă îți permiți, cu ghimele de rigoare, să adresezi întrebări legitime unui demnitar, unui prim-ministru al sănătății la vremea respectivă, Vlad Voiculescu, riști să capezi dosar, să ai dosar penal. În ziua respectivă, ca lumea să înțeleagă, doamna Crețulescu anunțase o conferință de presă, iar noi pe rețele de socializare și peste tot încercam să-i adresăm întrebări domnului Voiculescu. Domnul Voiculescu, au murit 25.000 de oameni pe care i-ați îngropat, ați dat ordonanțele acelea, hotărâri de guvern, prin care grupul de comunicare strategică, Arafat, Voiculescu, Manciu, nici nu mai știu cine era atunci, a obligat românii, țară creștină ortodoxă, să-și îngroape rudele în pielea goală și în saci de gunoi. Eu nu am mai suportat lucrul acesta, pentru că au fost foarte multe nereguli care s-au întâmplat în țară la vremea respectivă. Nu uitați de românii care au ars de vin spitale, în spitale de stat, doamna Crețulescu, Matei Balș, Piatra Neamț. Au ars de vii, doamna Crețulescu, la Matei Balș au ars 29 de persoane. A achiziționat zeci de milioane de doze, că nu a achiziționat el tot. În total au fost 120 de milioane de doze experimentale, pentru că în continuare sunt negaționistă și conspiraționistă, dar ce să vedeți, am avut dreptate. S-a alocat un miliard de euro, un miliard, doamna Crețulescu, pentru așa ceva. E, pentru faptul că noi ne-am permis să îi adresăm întrebări domnului userist Vlad Voiculescu, ne-am pomenit cu un domn, coincidență, ce să vezi, fotograful personalul lui Vlad Voiculescu, care a spus că trecea pe acolo și era deranjat de nu știu ce, pentru că noi nu scandam. Toate erau întinse pe jos și erau întrebări, repet. A venit, ne-a rupt toate colile A4, practic era obiectul muncii noastre, pentru că acele întrebări trebuia să îi le adresăm lui.
L-am tras, l-am dat într-o parte, am încercat, el se ținea cu o mână de bară. L-am tras de rucsac, era de neclintit, pentru că este bărbat, doamna Crețulescu. Și la un moment dat i-am dat un șut în fund. N-am mai știut ce să mai fac, pentru că și mie legea îmi permite să-mi apăr recuzita. Aia era recuzita noastră. Ăla era obiectul protestului, flashmobului. Da, doamna, de fapt doamna Crețulescu. De ce v-am ales să participați în seara asta? Pentru că mi se pare că astăzi România s-a trezit. Nimeni nu s-a aștepta, cred că nici liderii de sindicat, că am vorbit cu dânsii, nu s-a așteptau să iasă atât de mulți oameni în stradă și mai ales românii simpli să-i aplaude. A fost o perioadă de letargie în țara asta. Toată lumea spunea, da, dar românii noștri nu ies în stradă. Dar nu ies niciodată. Bine că au fost unii și i-au zis că i-au scos pe profesor ruși în stradă. Mă rog, asta e altă poveste. Cum comentați momentul de astăzi? Pe mine mă întrebați, doamna Crețulescu? Pe dumneavoastră, da. Aproape unica protestatară din doamna pandemie. Doamna Crețulescu, eu mă bucur. Eu mă bucur și am spus-o de fiecare dată la dumneavoastră și o spun în continuare. Faptul că românii nu știu să protesteze, românii nu știu să-și ceară drepturile. E păcat că au ieșit bine, bine și acum, dar la 33 de ani să ieși să protestezi și să spui că sunt multe lucruri în neregulă în sistem, mi se pare un pic ca târziu, dar repet, asta este. Dragi români, pentru orice lucru, pentru orice neregulă, pentru orice abuzuri care se întâmplă în țara asta, cereți-vă drepturile, ieșiți și protestați cum fac alte țări. Pentru că de asta am ajuns în punctul ăsta, că nu i-am deranjat deloc pe cei de la guvernare. Au stat bine, mersi. Și toată lumea spune că e de vină clasa politică. Nu doamna Crețulescu. Și noi, societatea civilă, suntem de vină, la fel de complici ca toată clasa politică, pentru că am stat ignoranți. Nu am făcut absolut nimic. Românii trebuie să învețe să protesteze. Ați avut subiectul dinainte legat de profesori. Le dau eu o soluție, doamna Crețulescu. Au alocat acum 4 miliarde. Vedem de ce, dar după 4 miliarde secunde. De dolari pentru armament. Ok, mi-explicați toată povestea după 10 secunde când o să vedeți și ce se întâmplă cu pensiile. Un reputat economist, din punctul meu de vedere, a aruncat o bombă într-un interviu. Revenim. Atenție, suntem din nou în direct, doamna Cerva, concluzia cu armamentul sau ce ne încercați să ne spuneți. Păi, doamna Crețulescu, știți destul de bine că s-a alocat acum Guvernul României, urmează să voteze și în Parlament 4 miliarde de dolari pentru a ne înarma. Să luăm submarine, să luăm platforme, să luăm avioane, să drum... Eu nu știu, că nu mă pricep la armament. Haideți să dăm din banii aceia jumătate și jumătate să dăm la profesor și se rezolvă lucrurile foarte bine. Că nu ne atacă rușii, doamna Crețulescu, nu ne atacă. Eu m-am cam săturat de toate lucrurile astea, tot ce se întâmplă rău în țara asta și n-avem bani pentru aia, dar pentru americani avem bani, pentru NATO avem bani, pentru armament avem bani, dar numai pentru român nu avem bani. Eu zic ajunge, gata, ajunge. Ne-am săturat cu atâta prostie și cu atâta sclavie în țara asta. M-am săturat și de PNRR-ul. Ce este acesta? Sclavie pentru țara asta. Nu-mi trebuie PNRR în țara asta. Țara asta e atât de bogată încât se poate descurca și singură. Avem resurse, avem bani, avem tot ce ne trebuie. Problema e că n-avem politicieni, avem cozi de topor. Asta este problema, n-avem calitate. Avem prostocrați în loc de meritocrați. Asta s-a întâmplat în 33 de ani. Da, să nu generalizăm, dar într-adevăr, cred că în anumite zone politice se pot îmbunătăți lucrurile semnificativ. Cum vă spuneam într-un interviu acordat scriitorului Vasile Ernu, economistul Andrei Mociarov, fost membru al Consiliului de Administrație al Institutului European din România, aflat sub autoritatea Guvernului României, aruncă o adevărată bombă. E bine, prin PNRR și acea reformă, de fapt, se încearcă desfințarea pensiilor, să vedem. Răspunsul cel mai succint este următorul. Reforma pensiilor are ca obiectiv ultim desfințarea pensiilor. Sună apocaliptic, dar ăsta e adevărul. Și asta se petrece într-un context global și european. Nu e o inovație românească. Pensia a fost un accident al secolului 20, când Marx și Keynes erau încă atractivi și populari. Nu întâmplător este una dintre reformele majore din PNRR. Da, pare o prostie așa, chiar o să prezentăm aici pe larg un interviu cu acest economist când va detalia și va explica că așa pare doar fantezist, dar dânsul este un economist foarte bun și îl rog pe domnul Negrescu să explice, pentru că nu e chiar fantezie ce spune domnul profesor. Unde are dreptate domnul economist?
în ceea ce privește situația pensiilor, care e ca o bombă cu ceas. Gândiți-vă, noi avem în momentul de față vreo 5,5 milioane de angajați, da? Care își plătesc din banii lor pensiile celor care aflați în plată în momentul de față. În 10 ani de acum încolo, 1,6 milioane, chiar 1,7 milioane dintre ei, vor ieși la pensie. Deci numărul contribuabililor la bugetul de pensii va fi mult mai mic decât în prezent. Astfel încât ne vom întreba cu ce vom plăti pensiile. Din această perspectivă, se merge din ce în ce mai mult pe ideea ca o parte din banii pe care noi contribuim la pensii se duce spre pensii private, spre acele fonduri în care ne acumulăm. Dar să știți că la pensia mea privată, știți cât încasez pe lună, cât am contribuit și am mulți ani de muncă, aș încasa pe lună sub 100 de lei, adică cum? Nu, sub 10 lei, mă iertați. Știți ce trebuie să învățăm din situația asta? Din situația asta trebuie de acum încolo să punem bani deoparte pentru a avea cu ce să supraviețuim peste 20 de ani când vom ieși la pensie. De ce? Pentru că statul român nu va avea din ce să plătească pensiile în perspectiva următorilor 15 ani. Apropo, în educație, 70% dintre profesorii din învățământul primar în următorii 7 ani vor ieși la pensie. Cine va veni în învățământul primar să lucreze pe salariile pe care le-ați prezentat dumneavoastră? Deci e o criză demografică uriașă. Le-au adoptat parlamentarii prin legea salarizării. E o criză demografică uriașă pe care dacă noi nu o rezolvăm, într-adevăr, această bombă a pensiilor ne va lovi puternic și va fi o mare problemă pentru România și pentru noi toți. Frica asta a fost întotdeauna, domnule Negrescu. Dar lucrurile se accentuează. Ar putea să totuși guvernul să creeze locuri de muncă și atunci problema s-a rezolvat. Nu, dar să știți că acum creăm locuri de muncă la nepalezi, la indieni, la... Asta e o altă problemă, da. Pentru că care se întorc în țara lor eventual. Gândiți-vă că din salariile pe care noi le plătim în momentul de față, cam 60% se duc taxe la state, incluzând aici și TVA-ul și accizele pe care le plătim. Deci 60% ne ia statul din banii pe care noi îi câștigăm. Cum să stimulezi crearea de locuri de muncă, să aibă oamenii mai mulți bani în buzunar, dacă tu iei din ce în ce mai mulți bani de la populație? Știți, este ciudat, domnule Negrescu, că eu acum, dacă muncesc, îmi plătesc la stat pensia. Dar trebuie să vină altcineva să-mi acorde mie pensia. Păi eu nu dau bani acum că sunt în viață și muncesc. Este un sistem care se bazează pe generațiile viitoare. Asta este marea problemă. Nu va mai avea în 10 ani de acum încolo cine să plătească pensiile celor peste 6 milioane de pensionari cât vor fi atunci. Domnul Demeță, vreun comentariu și rămânem cu ochii pe guvern acolo unde domnul Ciucă vine din moment în moment de la Cluj. Poate pentru a rezolva această bombă cu ceas numită grevă din educație. Vă ascult. Cred că toate problemele astea despre care se vorbește vin din faptul că nu există de fapt o strategie de țară care să integreze locurile de muncă adaptate nevoilor, să integreze generațiile care vin și care au nevoie de loc de muncă. Guvernul să creeze locuri de muncă. Mi se pare amuzantă demagogia asta. Nu guvernul creează locuri de muncă. Guvernul creează condiții astfel încât mediul privat să se dezvolte și să creeze locuri de muncă. Iar eu spun așa. Și a creat condițiile astea? Nu. Vorbim despre oameni din afara României, care Pakistan sau alte țări, care vin să muncească în România. Da, pentru că ei noștri au plecat afară. De ce se întâmplă asta? Pentru că ei noștri au plecat afară. Să muncească pe mic, pe salariu mic, domnul Demeță. Bineînțeles, ăia trăiesc pentru 500 de dolari. Eu nu compar pe nimeni cu nimeni, dumneavoastră faceți asta. Eu ce fac este să spun că 3.000 de lei cât câștigă un pakistanez la o șaurmărie, nu se găsește un român să vină să muncească pe 3.000 de lei. Nu cred că profesorii, că ei câștigă 2.400. Nu e vorba despre asta, pentru că sunt meserii diferite. Ba fix despre asta e vorba. Le mulțumesc în seara asta invitațiilor și mai rapid la colegul meu Victor Ciutacu. Bun găsit, Victor, te ascultăm. Bună seara, doamnelor și domnilor, doar câteva clipe pe punctul culminant al dezvăluirilor zilei, înregistrarea explozivă cu președintele Iohannis. Lumea minunată și avantajele grevei pentru Iohannis. Ce a ajuns să facă președintele României în toiul grevei din școli? Cine mută protestele din Franța în România? Planul crizei. Cine amplifică și coordonează criza majoră din România? Iar greva profesorilor degenerează în acțiuni ilegale și politice. Îl veți vedea și pe Bețivu, pușcăriaș care a tocat banii cadrelor didactice. Și arestarea momentului, procurorii au încătușat-o. Și în exclusivitate îl veți vedea pe liderul alternativă la haosul mondial. Informație de ultimă oră, ucrainenii au atacat palatul lui Putin. În exclusivitate veți afla și ce a preluat biliardarul Soros în România din rețeaua politică-justiție.
Și, domnilor și domnilor, cum sunt antrenați locotenenții soroșiști impuși în instituțiile publice tot în această seară? Vă prezint și un documentar în premieră absolută despre arma progresiștilor. Pe ce mizează reziștii? Programul care citește gândurile. Cum pot controla și manipula mai ușor oamenii? Chiar Alena Udrea face dezvăluirile serii din pușcăria de femei. Și George Simion intervine și el după dezvăluirile Elenei Udrea. Vorbim despre resetarea impusă de urgență și în țara noastră. Și în ultimul rând, povestea neștiută a câștigătorului Survivor. Rămâneți, merită!